Amin. Slavă Domnului. Sfinților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cum am obiceiul să spun, peste tot spun și vouă, trupa lui Hristos. Pacea lui Hristos să fie cu voi. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pacea lui Hristos să vă stăpânească inimile. Amin. Fie ca cel ce este stăpânul nostru să fie Iisus și caracteristica principală a Domnului Iisus care să ne stăpânească să fie pacea Lui. Amin? Sfinților, mă bucur să fim împreună și am primit așa ca din partea lui Dumnezeu un mesaj pentru trupul lui Hristos și aș vrea dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Exodul, capitolul 17 cu versetul 8. E un text extraordinar și dacă îmi dă Dumnezeu înțelepciune și mă rog ca Dumnezeu să îmi lase ungerea Duhului Sfânt să fie un mesaj clar, cred că mesajul acesta nu-l veți uita niciodată. Și în fiecare problemă din viață o să vă aduceți aminte de pasajul acesta și o să vă dea direcție spre biruință. Amin? Exodul, capitolul 17, cu versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Scurt și la obiect. Amalec, adică vrăjmașii, a venit să-l bată pe Israel, adică pe copiii lui Dumnezeu, la Refidim. Știți ce înseamnă Refidim? Refidim înseamnă loc de odihnă. Erau evrei în pustiu, în deșert. Erau în lume, în viață, cum suntem și noi, în deșertul acestei lumi, că n-am ajuns în țara promisă. Dar în deșertul ăsta au ajuns și evrei, așa cum au fost ei, la un loc de odihnă, la Refidim. Ei tocmai ce au avut parte de un miracol puternic, le-a dat Dumnezeu apă din stâncă, le s-a hrănit setea. Dar acolo, în bucuria aia, că în sfârșit au avut apă de băut în belșug, acolo la Refidim, în bucuria lor, vine Amalec să se bată cu ei. Și constat oamenii lui Dumnezeu că așa vine și diavolul la noi. În pustiul acestei lumi, noi încă n-am ajuns în țara promisă, dar în pustiul acestei lumi, când avem și noi așa parte, parcă acum ne bucurăm și noi de biruință. Acum au început să se împlinească lucrările lui Dumnezeu, începem să avem apă. În sfârșit am avut parte de descoperire din cuvântul lui Dumnezeu, revelație. Am ajuns în Refidim. Când să ne bucurăm și noi de viață, vine Amalec. Știți ce înseamnă Amalec? Tradus înseamnă truditorul, adică cel care trudește. Și Amalec, lui Amalec, îi se mai spunea locuitorii din vale. Practic, scopul amaleciților în viața noastră, cum au fost și în viața evreilor de atunci, au fost să distrugă. Au fost să le aducă panică. Amalec în viața noastră poate însemna multe. Amalec poate însemna că atunci când te bucuri de o relație bună în familia ta, deodată să vină un duh de dezbinare în familie. Când ești la Refidim în locul ăla al păcii și te bucuri în sfârșit de darul lui Dumnezeu, vine Amalec. Și când îți pune un duh de divorț în familie, nu mai știi unde să te bagi. Amalec poate însemna multe. Amalec poate însemna o viață bună, fericită. Refidim poate însemna o viață bună, dar Amalec poate fi o boală. Și momentele alea în care te simți bucuros, acum începi viața, acum ai venit aici, faci bani, mergi și faci o casă acasă frumoasă. Se bucure familia. Și în locul tău al păcii, ești lovit de simptome. Ești lovit de boli. Ești lovit de tot felul de probleme psihice. Te confrunți tu, care nici măcar n-ai auzit ce ai depresie, fix tu o ai. Nici măcar nu știai ce înseamnă ai depresie, dar o ai. Nu știai ce înseamnă tristețe necontrolabile, dar o ai. Ăsta e Amalec. Amalec poate însemna multe. Poate însemna că suntem într-o viață aproape de Domnul. Am primit apă, descoperire din cuvânt. Și vine în familie un duh al păcatului.
Nu te-ai putut aștepta ca fix în familia ta să se întâmple așa ceva? Se apropie un păcat de familia ta să se lupte. Te miri, copilul tău să lupte cu drogurile. Am eu. Ăsta e Amalek. Poate însemna un oameni bun, un duh de curvie. În viața ta și în istoria ta n-ai auzit de așa ceva și fix tu să te lupți. Fix tu să ai lupte la nivelul minții, deci ești terorizat, terminat, că te mestecă vrăjmașul pe toate părțile, nu mai știi ce să faci. Pe tine. Acum când te bucurai și tu de o relație cu Dumnezeu, de o părtășie cu Dumnezeu, fix acum când să te bucuri și tu de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, fix acum vine păcatul ăsta în viața ta și vrea să te termine. Amalek poate însemna multe. Amaleciții sunt duhuri ale vrăjmașului, de toate domeniile care vor să se lupte, să nu mai ajungi în țara promisă. No, bun, am văzut acum ce îi... Hai să vedem ce spune versetul următor. Exod 17:9. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Știți ce mă mire la noi creștini, în special evanghelici? Noi suntem atât de rugători câteodată, cum a fost și predica, mesajul ăsta atât de frumos. Știm ce e rugăciune, știm. O predicăm. O înțelegem. Da, frate, ai dreptate. Dar uităm că lupta împotriva lui Amalek din viața noastră se dă de pe vârful dealului. Spune că alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek. Când vine Amalek în viața noastră, stăm. Îți vezi copilul terorizat de probleme, de păcate, de gânduri că nu mai există Dumnezeu și tu spui, eu am încredere în Dumnezeu că va lucra. Nu spun că e rău și e bine să ai credință, dar trebuie să nu uităm că trebuie să ieșim la luptă împotriva lui Amalek, adică împotriva acestor duhuri care vor să-ți atace copilul. Dacă a venit o boală în sânul familiei tale, nu trebuie să stai degeaba, trebuie să ieși la luptă împotriva duhului de boală. Dacă a venit un duh al păcatului, trebuie să ieși la luptă împotriva lui. Dacă vine în viața ta un duh de moarte care te terorizează cu minciuni și cu gânduri că o să mori, că o să se întâmple aia, dacă te terorizează un duh al vrăjmașului că nu ești iertat, că Dumnezeu nu te mai iubește, tu trebuie să ieși la luptă împotriva acestor duhuri. Dar știți unde se dă lupta aceasta? Uitați versetul, același verset, 17:9, chiar poți să îl lași afișat. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Ce-i vârful dealului, oameni buni? Cum adică să te lupți? Adică să strimeți copilașii, să strimeți copilașii pe Iosua cu toți copiii, să lupte împotriva lui Amalek fizic, și tu în loc să iei sabia, Moise, să te duci să lupți și tu, că cum era și mesajul, Moise bătrân era, dar putea curăța și el vreo 300 de amaleciți. El în loc să se ducă să lupte fizic cu sabia în mână, el să sui pe deal. În loc să meargă, să ajute fizic, să pună mâna acolo, să ridice și el ceva, el se duce pe vârful dealului și o să stă cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Dumnezeu nu i-a spus să facă treaba asta. Dacă mergeți cu mine în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 11, hai să vedem ce înseamnă vârful dealului. Efeseni 6:11 în jos. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Exact despre ceea ce vorbim, da? Uneltirile diavolului. Cum să ținem piept? Versetul următor. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, alea pe vârful dealului. Moise când s-a suit acolo pe vârful dealului, el efectiv lăsa ca puterea Duhului Sfânt
prin autoritatea lui Dumnezeu, să înfrângă în domeniul spiritual dușmanul. Pentru că de obicei, în trecut, oamenii erau conștienți de puterea bună a lui Dumnezeu, spiritual vorbind, și puterea demonică în luptă. De aia spune că va putea Dumnezeul tău să fie mai tare decât Dumnezeul poporului meu. Erau toți vrăjitori. În general, luptele și bătăliile erau care aveau vrăjitori mai puternici. Care aveau un demon mai puternic în spatele acelei armate. De asta spune împăratul Sanhribul, dacă nu greșesc, Dumnezeul tău e slab față de-a meu. Dumnezeu nu era Dumnezeu, era un demon. Moise, știind lucrurile astea și știind că lupta fizică nu e așa importantă, acolo e ceva mai mult. Lupta, de fapt, se dă în lumea spirituală. Se dă între numele Domnului Iisus, numele Domnului lui Dumnezeu și vrăjmașul și satană. De asta Moise se ridică și se luptă în lumea spirituală ca vrăjmașul care îi chime pe amaleciți și îi ține împotriva evreilor, vrăjmașul ăla să fie înfrânt. De asta, sfinților, e nevoie să înțelegem că lupta noastră de zi cu zi, în principal, trebuie să se dea în lumea spirituală. Lupta noastră, biruința noastră, o avem în numele lui Iisus, dacă ne luptăm împotriva vrăjmașului, adevăratului vrăjmaș. Mă uit în versetul acesta următor, Exod 17 cu 10. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Și acum fiți foarte atenți, ce important e detaliul acesta. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Oameni buni, câtă vreme de pe vârful dealului, în numele lui Iisus, ne vom împotrivi vrăjmașului, câtă vreme vom ține mâna sus, noi vom avea biruință. Câtă vreme vom lăsa mâna jos, vrăjmașul va căpăta teren. Trebuie să înțelegem că putem avea biruință dacă ținem mâna sus. Trebuie să ne lăsăm încurajați de promisiunea lui Dumnezeu că dacă vom ține mâna sus cu toiagul lui Dumnezeu în mână, adică autoritatea lui Dumnezeu, și ne vom lupta împotriva căpetenilor, domniilor, duhurilor acestor răutății care vor să facă rău familiilor noastre. Dacă ținem mâna acolo sus și luptăm împotriva lor, Dumnezeu ne garantează, vei avea biruință. Problema e că vrăjmașul ăsta nu se lasă și cu mâna în sus. Se roagă Moise, stă cu mâinile sus, stă până obosește. Întorcându-mă la Efeseni, capitolul 6, cu 13. Uitați de ce ne recomandă Apostolul Pavel și ne spune de ce să insiști în lupta asta. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Pentru că câtă vreme vei lupta în rugăciune pentru familia ta, vei avea biruință. Dacă în familia ta sunt boli și vei lupta împotriva acestor duhuri de boală, ele vor pleca. Dacă în familia ta ai copilași care sunt răzvrătiți și duhuri nebunești de răzvrătire, de tot felul de boli psihice care vor să sucească mințile lor, dacă tu te vei lupta de pe vârful dealului împotriva acelor duhuri, ele vor pleca și vor fi oameni liberi. Copilașii tăi vor fi niște slujitori ai lui Dumnezeu, pentru că tu, om al lui Dumnezeu, ai luptat de pe vârful dealului și ai rămas în picioare până ai biruit totul. A fost o zi rea, e drept. O venit Amalec, e drept că e o zi rea pentru tine. Îl prinzi pe copilul tău că se luptă cu drogul, e drept că e o zi grea. Dar tu trebuie să rămâi în picioare. Să te împotrivești diavolului care a uneltit împotriva familiei tale și să stai acolo să lupți până biruiești. Pentru că dacă tu nu te vei lupta pentru familia ta, cine o va face? Dacă în biserica ta vezi anumite lucruri care nu-s bune, va trebui să duci o luptă de pe vârful dealului împotriva uneltirilor diavolului. Știi ce mă miră? Exod 17 cu 12.
mâinile lui Moise, Exod 17 cu 12, următorul verset, o scrie, mâinile lui Moise fiind trudite. Amalek, cum am spus, înseamnă truditorul. Ia că Amalek a reușit să îl trudească pe Moise. Pentru că e posibil să vină un duh de moarte peste unul din noi. Să te termine cu minciuni, cu vise de noapte, cu coșmaruri, că mai ai o zi de trăit, că mai ai o săptămână, că suferi de boală acutare, că suferi de boală acutare și simți și simptome. Ai simptome de temir și tu ce simți. Simți că ai nu știu ce, gata, să termina. Simți că ai nu știu ce, gata, garantat am boală acutare. Simți că ai nu știu ce, deci efectiv te aduce diavolul într-o stare în care te simți că chiar au reușit să facă ce și-au propus. Amalek înseamnă truditorul și au reușit să-l trudească pe Moise. Și așa vine și vrăjmașul la mintea noastră și spune, am reușit. Pe mine mă cheamă boală și deja simți că ești bolnav. Și vreau să-ți spun, om al lui Dumnezeu, chiar dacă simți și ți se pare că vrăjmașul deja a câștigat teren în trupul și familia ta, să știi că nu-i gata. Pentru că ei, adică Aron și Hur, au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îl sprijineau, îi sprijineau mâinile, unul de o parte iar altul de alta și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Moise s-a pus jos, cum s-ar putea să te pui și tu câteodată. Pentru că ăsta e scopul lui Amalek pentru viața ta, să te vadă jos. Ăsta e scopul lui, ținta lui. Nu suportă să plece de lângă tine până nu vede că spui cu voce tare, nu mai pot. Asta vrea diavolul ăsta perfid să vadă, să simtă când se uită la tine și la familia ta, să te vadă acolo îngenunchiat că ești trudit, obosit și că te pui jos și să strigi, nu mai pot, nu mai rezist. Asta vrea să vadă diavolul că ești trudit, obosit, să te plângi. Să spui că nu mai pot, am obosit, am încercat tot ce am putut, am încercat să fac aia, am încercat să fac aia. Dumnezeu pe mine nu mă ajută, pe mine familia nu mă ajută, nu mai pot. Asta face diavolul. Dar chiar dacă ai ajuns acolo jos și ai început să te plângi că nu mai poți, cui să-i spui tu ce ai experimentat tu crede de tine? Cui să povestești tu? Cui să povestești tu minciunile vrăjmașului pe care le ai? Minciunile alea și gândurile alea pe tine te termină, ești praf și ești jos, dar te temi să spui cuiva, pentru că dacă îi spui, tu ești sigur și ești sigură că o să râde de tine. Astea sunt probleme la tine. Pentru că vrăjmașul știe ce să-ți aducă, încât pe tine să te pună jos, dar ceilalți să nu te înțeleagă. Dar acolo jos unde ai ajuns, omul lui Dumnezeu, te anunț cu bucurie că îți vor ține mâinile două persoane, Aron și Hur. Cine e Aron pentru noi, fraților? Cine e marele nostru preot? Cine e fratele nostru mai mare? Spune cuvântul Dumnezeu în Evrei că ațintiți-vă privirile spre apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. În toată bătălia asta, până ai să ai biruința, să știi că Domnul Iisus însuși îți va ține mâna aia sus să poți lupta până la capăt. Nu ești singur. Și Hur, cred că îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Pentru că în toată lupta asta, tot timpul ăsta a luptei, Duhul Sfânt îți va aduce călăuzire. Mai ai răbdare puțin, mai lupte, nu te da bătut. Îți dau putere, îți dau curaj, îți dau cuvinte de cunoștință, îți dau viziuni din partea lui Dumnezeu, nu te da bătut, ține mâna aia sus. Ține mâna aia sus și nu o lăsa pentru nimic în lume, pentru că vreau să ai biruință împotriva lui Amalek. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în Deuteronom 7 cu 17 cred că Duhul Sfânt și Domnul Iisus vor vrea să ne spună lucrurile astea în timpul în care vrem să ne luptăm. Adu-ți aminte că ai mai avut episoade în viața asta când ai zis că nu mai poți și ai trecut de ele. Adu-ți aminte că ai mai avut bătălii pe care le-ai câștigat în numele lui Iisus.
Și acum în starea în care ești acum și spui nu mai pot, nu mai rezist, de aici nu mai ies, așa o să rămân, asta o să rămână toată viața. Adu-ți aminte, că ai mai avut de astea și ai trecut de ele. Adu-ți aminte de lucrările și biruințele din trecut și astea îți vor da putere în problema de acum. Uite, Deuteronom 7 cu 17. Poate că vei zice în inima ta, neamurile astea, în cazul nostru amaleciții, neamurile astea sunt mai mari la număr decât mine, cum voi putea eu să le izgonesc? Dar Dumnezeu spune să nu te temi de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregul Egipt. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeului tău tuturor popoarelor de care te temi. Tuturor popoarelor de care te temi. Asta va face Dumnezeu, cum a făcut și înainte. Știi ce mă miră la David? El are în față un Goliat de 3 metri și ceva, de câteva sute de chile, și când merge la Saul să spună, eu mă duc să-l bat, știi ce spune lui Saul? Eu m-am mai luptat cu un urs. Măi, eu știu că te-ai luptat cu ursul. Eu înțeleg. Nu că am mai bătut și un leu. Eu te înțeleg. Dar acum mai altceva, măi. Nu că eu m-am mai luptat. Eu te înțeleg, măi, dar acum mai altceva. Eu știu că ai avut biruință acolo, dar acum cu ăsta n-ai ce să... Îmi place forma asta a credinței. David a avut credință că va birui ceva mare, ceea ce n-a mai înfrânt până atunci, pentru că el a mers pe sistemul ăsta. Dumnezeu m-a ajutat cu ceva mic, mă va ajuta să înfrânc și pe cel mare. Asta să fie și în viața noastră. Ai avut biruințe mici, înseamnă că Dumnezeu te are în plan. Slavă Domnului! Ai avut biruințe mici în care, nu știu, aveai probleme mici în familie, ai avut o problemă de ceartă, o problemă de neputință, o problemă de boală, a păcatului. Acolo Dumnezeu te-a ajutat și l-a înfrânt pe Amalec și a înfrânt duhul ăla al păcatului și al bolii și l-a înfrânt și l-a alungat și acum a venit ceva mai mare și acum spui că de pe ăsta cum îl înfrâng? Știi ce să spui? Dumnezeu mi-a dat biruință acolo, știu că voi avea biruință și acum. Pentru că Dumnezeu îți promite, vei avea biruință asupra tuturor popoarelor străine care vor veni împotriva ta. Amin? Și în Exod 17:3, versetul 13, scuze, îmi place că face Moise o concluzie. Oameni buni, fiți atenți! Știi ce se va întâmpla dacă nu vei lăsa mâinile în jos din luptă și vei lupta acolo cu mâna în sus până la capăt? Versetul 13. Și Iosua a biruit pe Amalec și pe poporul lui cu tăișul săbiei. Vei avea biruință. Ce interesant totuși, nu spune nimic de Moise. Că Iosua a biruit pe Amalec și pe poporul lui cu sabia. Păi stai mă un pic, dar ce-o căuta Moise pe vârful dealului? El acolo a stat cu mâinile până le-au omorțit mâinile și a trebuit să aibă mâinile ținute în sus ca să aibă biruință. Și la urmă spune că Iosua a câștigat. Păi dai, m-aș pune în locul lui Moise, mă omule, dacă nu eram eu. Și dacă nu luptam eu în lumea spirituală, tu erai praf, mă. Eu trebuia să fac iarăși alegeri. Aici eu sunt câștigătorul. S-ar putea în viața ta, după ce ai biruință împotriva vrăjmașului, de pe margine să se vadă că nu tu ai câștigat biruința. Dar las-o așa. S-ar putea să ai probleme în familie și tu prin rugăciune și înțelepciune și prin studiu și prin lepădare de sine să rezolvi problemele prin rugăciune. Dar la urmă știi ce spune? Mai am citit o carte. Și am văzut acolo niște lucruri și să vezi că și așa. Te rogi pentru copilul tău să se întoarcă la pocăință și să-L cunoască pe Dumnezeu, să nu mai aibă ideile alea că nu crede în Dumnezeu, crede în năluci. Face Dumnezeu cumva să ai biruință și-L vezi pe copilul tău că ia botezul în altă biserică, tu te ești bucuros. La alții o să spună, mă, acasă nu a fost ce am crezut eu, dar acolo, da, acolo, da. Eu acolo L-am cunoscut pe Dumnezeu. Cu tăișul săbiei. Nu a fost aia victoria. Victoria a fost atacă, a luptat în rugăciune. Dar lasă-o așa.
Bine că îi biruință. Bine că copilul tău e în victorie și îl cunoaște pe Domnul. S-ar putea să spună că, da, noi nu ne mai certăm în familie pentru că el, ea, o înțeles niște lucruri și s-au reglat și acum totul e în regulă. Dar tu știi că lucrurile s-au reglat pentru că te-ai rugat tu. Tu știi că lucrurile astea s-au îndreptat pentru că ai înțeles, mă, sunt niște blesteme, niște vrăji care au fost puse peste familia noastră să nu ne înțelegem. Le-am înțeles, m-am rugat în numele lui Iisus, le-am rupt puterea întunericului de peste familia noastră și după aia am putut să avem comunitate, comunicare, am putut să ne înțelegem. Chiar dacă la alții spune diferit, chiar dacă sună diferit, tu bucură-te de biruință. Amin? Ține minte că în viața asta de pe pământ, până ajungem în Canaan, tu, cel care vei lupta în rugăciune, nu vei fi privit ca fiind responsabilul și îndrăgitul. Vei fi Moise, la care vei duce lupte și când ceva se întâmplă rău, tot tu ești vinovat. Dar să nu te oprești, pentru că vei avea o răsplată mare. Să nu te oprești, pentru că totuși Dumnezeu ține cont de faptul că tu ai avut răbdare și ai îngăduit pe oamenii ăștia care și-au bătut joc de tine, cu toate că ei stau în picioare datorită rugăciunilor tale. Fie-ți milă de ei și nu le spune, vei, eu dacă aș înceta să mă rog, tu ai muri. Tu stai în picioare din cauza că eu mă rog și mijlocesc la Tatăl pentru mine. Mi-aș dori ca Dumnezeu să-și ia mâna de peste tine să vezi cum ar fi fără mine. Mi-aș dori să mă ia Dumnezeu de pe pământul ăsta să vezi cum e fără mine. Astea nu sunt cuvinte după voia lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să luptăm pentru lucrare, să luptăm pentru familie, să avem biruință în numele lui Iisus și să o lăsăm așa. Dumnezeu ne va răsplăti lupta asta. Amin? Și în cuvinte scurte aș vrea să vorbim despre toiagul ăsta lui Dumnezeu, pentru că cum am citit, adineaori spune că stătea pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Ce-i toiagul lui Dumnezeu? Toiagul lui Dumnezeu, oameni buni, Doamne, dă-mi cuvinte. Toiagul lui Dumnezeu, oameni buni, e împuternicirea dată de Dumnezeu pentru a ne împotrivi diavolului. Toiagul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l ținem în mână și în numele căruia luptăm este numele lui Iisus Hristos. Noi când venim împotriva vrăjmașului din viața noastră, venim în numele lui Iisus Hristos. Și avem nevoie de o împuternicire directă din partea lui Dumnezeu prin care să putem primi toiagul ăsta lui Dumnezeu și în baza lui, cu el în mână, să avem victorie împotriva problemelor din familiile noastre. Hai să vedem o astfel de împuternicire. Luca 10:19. Vine Domnul Iisus la cei 70 de ucenici și le spune așa. Iată, Luca 10:19. Iată că v-am dat putere, adică autoritate, să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste un sfert din puterea vrăjmașului. Măi, la cum răspundeți, vă cred că credeți așa. Din păcate, mulți creștini credem asta. Că Dumnezeu ne-a dat autoritate numai peste o parte din puterea vrăjmașului. Oameni sfinți, câtă putere avem noi dată de la Dumnezeu împotriva câtor probleme din viața noastră? Toate. Conform acestui text, spune că v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Te întreb, om drag al lui Dumnezeu, este vreo problemă, vreun duh, vreo legătură, vreo prostie care îi în viața ta sau a familiei tale și pe care nu o poți rupe în numele lui Iisus? Este? Și atunci, dacă avem putere împotriva a tot ceea ce este din partea vrăjmașului, de ce ne-ai frică să ne împotrivim vrăjmașului? De ce stăm, ne băgăm așa după o acatistă mică, rugăm pe Dumnezeu să facă și fugim? Spune cuvântul Domnului în Iacov 4:7. Spune că supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Două lucruri. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Asta vrem să facem. Vrem să stăm la îndemână lui Dumnezeu. Dar împotriviți-vă diavolului în ziua acea rea, ca el să plece de la voi. Bun.
Ăștia 70 de ucenici au avut împărtășire a puterii din partea Domnului Iisus direct. Și apoi noi venim și spunem, da, dar Iisus le-a dat. Noi n-avem nimic. Peste noi nu și-a pus mâna Domnului Iisus ca să avem putere peste toată puterea vrăjmașului. Eu cum să mă duc? Oameni buni, ăștia sunt 70 de ucenici, nu? Cei 70? Ăștia, când le-au predicat Domnul Iisus, cine ăștia au fugit? Dar mă uit la Domnul Iisus că pregătește 12 ucenici, le dă putere peste toți dracii, peste toate bolile, îi trimite să facă lucrarea, mai cheamă alți 70, le dă putere peste toți dracii, peste toate bolile, îi trimite, trece o bucată, Dumnezeu face jertfa, moare, învie, se întoarce la ucenici și le spune așa. Chiar hai să deschidem, să... Matei, capitolul 28, cu versetul 18. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, adică toată autoritatea, toată puterea, Matei 28, cu 18. Acum, dacă Domnul Iisus are toată puterea, vrăjmașul cât mai are? Nimic. No, bun. Prin faptul că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici. Deci 12 ucenici, 70 de ucenici, după aia se întoarce și spune, mergeți și faceți și alți ce? Ucenici, din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Adică inclusiv trimiterea asta. Dacă ucenic se numește la care e botezat în apă, acum vă întreb, noi, ce suntem? Spune că mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Noi, cei de aici, ce suntem? Membri într-o biserică sau ucenici? Ucenici. Dacă suntem ucenici, înseamnă că avem trimiterea de care au avut parte ucenici. Și în continuare le spune, începând cu faptele apostolilor, Dumnezeu îi oprește pe toți ucenicii ăștia și le spune, stați așa, nu plecați nicăieri. Mai stați puțin, că trebuie să primiți o putere. Dar stai puțin, mă, dar voi n-ați primit. Păi n-am citit adineaori că au primit putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu-i va putea vă tema? Cum adică? Acum au primit putere peste tot, acum zice, stai să primești o putere. De ce? Pentru că a trebuit luat de la zero. A trebuit să vină o putere mai mare. A trebuit să vină cinzecimea. Și a venit botezul cu Duhul Sfânt. Și din momentul ăla, orice ucenic care primea botezul cu Duhul Sfânt, primea toiagul lui Dumnezeu, puterea și autoritatea prin care putea să se împotrivească oricărui întuneric din viața lui sau din viața altor oameni și ar fi avut biruință. Din momentul ăla, no bun, dacă noi ne numim ucenici al lui Hristos, dacă am avut parte de botezul cu Duhul Sfânt, care este împuternicirea pentru lucrare, și simțim puterea lui Dumnezeu în viețile noastre, de ce ne e frică să stăm pe vârful dealului și să ne luptăm cu toiagul lui Dumnezeu în mână împotriva Duhului păcatului din viața noastră? De ce ne e frică cu Duhul lui Dumnezeu în noi, cu autorizarea asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, când vine o boală în familie, spital? Avem în noi cea mai mare putere din universul ăsta și când vine o amărâtă de durere de cap, noi, pastile. Eu nu spun că strele, dar oameni buni, să-L porți pe Hristos în lăuntru tău, să poți puterea Duhului Sfânt care o crea cerurile și pământul și când vine o boală în casa ta să n-ai curajul să te lupți împotriva ei în numele lui Iisus. Să vină un duh de la nivelul minții, un duh care îți terorizează gândirea, să vină un duh de frică amărât să vină lăuntru tău care îți creează frică de moarte, de boală și de viitor. Un duh de asta să vină și tu să n-ai curajul să te lupți împotriva lui. Că eu nu-s trimis. Că asta o fac numai pastorii. Măcar dacă ar face-o și pastorii, oameni buni,
Dumnezeu ne cheamă astăzi să mergem pe vârful dealului. Și acolo pe vârful dealului să luăm la rând toate problemele din viața noastră și din viața familiei noastre. Și acolo să ne ridicăm cu toiagul lui Dumnezeu în mână și să luptăm împotriva oricărei legături ale vrăjmașului și să le rupem în numele lui Iisus. Orice teren pe care l-a câștigat vrăjmașul în viața noastră trebuie să ia punct. Și din momentul ăsta să ne ridicăm și în numele lui Iisus Hristos să dăm afară inamicii ăștia. Și în seara asta trebuie să fie o seară în care să-L înfrângem pe Amalec din viața noastră. Și dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Și frații, dacă ar putea să cânte din harpă, cum spunea Elisei, în timpul unei rugăciuni în comun. Oameni buni, o să ne rugăm împreună acum cu toți. Dar nu o să ne rugăm oricum. O să ne luptăm în seara asta împotriva lui Amalec. Ne-am săturat ca vrăjmașul să câștige teren în viețile noastre. Uită-te în lăuntru tău și caută care sunt domeniile în care vrăjmașul te-a atacat. Care sunt domeniile în care vrăjmașul a atacat familia ta? Care sunt lucrurile de care nu mai poți, vrei să scapi, dar nu poți să scapi? Lucrurile alea, în seara asta, în rugăciunea asta, trebuie să se dezlege de tine. În seara asta, vrem să ne ridicăm împotriva vrăjmașului și să căpătăm biruință. Adu-ți aminte de vremurile în care Dumnezeu ți-a spus că vrea să facă lucrări mari și minunate cu tine, vrea să lucreze. Și amâni, și amâni, și amâni, pentru că simți că ceva te ține. Om al lui Dumnezeu, ceva ăla care te ține, Dumnezeu vrea să-l rupă în seara asta. E ceva de la vrăjmașul care vrea să te țină pe loc și trebuie să scapi de lucrul ăla. Trebuie să scapi de lucrul ăla. Aș vrea în timpul în care frații vor cânta din instrument sau cu vocea, cum simt, aș vrea să ne rugăm împreună cu toții. Dar vreau să luăm toiagul lui Dumnezeu în mână. Să luăm numele lui Iisus Hristos în mână, în puternicirea Lui. Și să luăm fiecare domeniu care e afectat și să spunem în numele lui Iisus Hristos, Duh al Întunericului, care îmi curmi, vrei să-mi curmi viața, care mi-aduci frică, care mi-aduci simptome de boală, care mi-ai afectat și trupul și sufletul. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret îți spun, pleacă din viața mea. Câtă vreme vei ține mâna sus și vei lupta împotriva Întunericului, vei avea biruință în numele lui Iisus. Amin? Haideți să ne rugăm cu toții și în timpul rugăciunii, orice voi simți, să mă rog pentru voi, mă voi ruga cu toată responsabilitatea. Și ține minte, în timpul acestei rugăciuni, s-ar putea să simți o putere de la Dumnezeu pe care n-ai simțit-o toată viața. Pentru că Dumnezeu în seara aceasta se prezintă la lucru pentru tine. În seara asta s-ar putea să simți o putere din Duhul Sfânt cum n-ai simțit niciodată. Și rolul acestei puteri este să rupă legăturile întunericului din viața ta. Adu legăturile astea înaintea lui Dumnezeu și El te va dezlega de ele. Adu legăturile acestea înaintea Lui și El te va face liber. Amin? Haideți să ne rugăm împreună.